Salutare, salutare! O nouă zi și surpriză. Astăzi, municipiul Timișoara. Deci, în periplul nostru prin România, astăzi am ajuns în Timișoara și suntem în fața Catedralei Mitropolitane din Timișoara. Un edificiu și un simbol al timișorenilor și al bănățenilor, încărcat de istorie atât religioasă cât și socială. Este un vechi deziderat al românilor ortodoxi timișoreni, exprimat la 19 decembrie 1920 în cadrul primei ședințe a Comitetului de Inițiativă pentru Înființarea Parohiei Ortodoxe Române Timișoara Cetate. La solicitarea acelui comitet s-a votat construirea acestei catedrale. După un repetat concurs, aplicând o maximă exigență pentru acele vremuri, arhitectul Ioan Traianescu, profesor la Academia de Arhitectură din București, a proiectat această catedrală. Sfințirea catedralei a avut loc la 6 octombrie 1946 pentru un important și grandios ceremonial la care au participat episcop din Banat, Ardeal, în frunte cu Patriarhul României Nicodim și mitropoliții Banatului și ai Ardealului și peste 400 de preoți. Ceremonialul sfințirii s-a desfășurat în prezența regelui Mihai și a multor înalți demnitari ale acelor vremuri. Ca și arhitectură al acestei catedrale s-a folosit un concept deosebit. Proiectantul luând drept modele elemente specifice arhitecturii religioase din epoca domnitorului Ștefan cel Mare, dar într-o manieră amplificată, vizând alte proporții pe cele ale bisericilor din țara românească, îmbinate cu elemente tradiționale din arhitectura religioasă a Transilvaniei. Catedrala este construită pe o suprafață de 1542 de metri pătrați, cu o lungime de 62 de metri pătrați, o lățime de 31 și înălțimea este de 90,5 metri. Aici este unicitatea acestei catedrale, ea fiind a doua ca înălțime din România după Catedrala Neamului. Deci înălțimea este de 90,5 metri. Deci nu mai intrăm în alte amănunte tehnice despre construcția acestei catedrale. Important este că ea reprezintă simbolul timișorenilor și vă recomand, dacă ajungeți prin Timișoara, să treceți și să o vizitați. Noi ne vom continua periplul prin municipiul Timișoara și o să vă prezentăm în continuare și alte obiective care considerăm noi că merită a fi vizitate. Vis-a-vis de Catedrala Metropolitană, în cinstea eroilor martiri ai Revoluției din România, din decembrie 1989, a fost pus un monument, numit Monumentul Crucificării. Avem aici și o placă cu numele celor care și-au pierdut viața în zilele Revoluției. Se știe că de aici a pornit acea mișcare de revoltă împotriva regimului comunist și aici au apărut și primele victime ale acestei mișcări.
îndreptăm către balconul operei din Timișoara, un balconul în care s-a strigat pentru prima dată în primele zile ale Revoluției jos comunismul, jos Ceaușescu și libertate. Acolo unde timișorenii au încercat să-și exprime nemulțumirile față de regimul comunist. Ne aflăm în Piața Libertății din Timișoara, un alt simbol al timișorenilor, și suntem în fața balconului operei. Așa cum v-am spus mai înainte, aici s-a strigat libertate și la 20 decembrie 1989 Timișoara a fost declarat oraș liber. O zonă extraordinar de frumoasă și o mândrie pentru timișoreni. Un loc foarte frumos de promenadă pentru timișoreni și pentru vizitatorii care trec prin Timișoara. Foarte frumos. Aflăm în Piața Libertății din Timișoara, la fel, o zonă de relaxare și de promenadă pentru timișoreni. În mijlocul pieței se află statuia Fecioarei Maria și a Sfântului Ion. Și ce am mai remarcat pe parcursul acestei vizite în municipiul Timișoara? Un oraș foarte curat, să știți, foarte civilizat, curățenie, flori, oameni civilizați, liniștiți. Același lucru l-am remarcat și în trafic, fără prea multe claxoane, deci oamenii stau liniștiți și își văd de parcursul zilnic pe care l-au de făcut. În față mai avem Facultatea de Muzică a Universității de Vest din Timișoara, clădirea facultății. În spatele Pieței Libertății se află o impunătoare sinagogă numită Sinagoga din Cetate, un monument istoric de importanță națională care se pare că a însoțit timp de 50 de ani viața evreilor din Timișoara. O construcție impunătoare care este patronată de către Federația Comunităților Evreiești din România, filiala Comunității Evreiești din Timișoara. Se pare că această comunitate a evreilor a avut un rol foarte important în dezvoltarea orașului Timișoara de-a lungul timpului, aceștia punându-și amprenta asupra istoriei îndepărtate și a orașului. Municipiul Timișoara este un oraș cosmopolit, un oraș în care trăiesc foarte multe etnii, un oraș în care influența comunității sârbești își pune amprenta asupra orașului. Remarcăm calmitatea și
liniștea de care dau dovadă bănățenii, un oraș reprezentativ al țării noastre, pe care și-a pus amprenta asupra întregii istorii a României de-a lungul timpului. Orașul a fost supus de-a lungul timpului diferitelor transformări din punct de vedere arhitectural, dar clădirile vechi au fost transformate în monumente istorice și să știți că au fost și sunt în continuare conservate și îngrijite și care dau atracție acestui oraș. O altă atracție a municipiului Timișoara o reprezintă Muzeul Banatului, dar din păcate acesta în această perioadă este închis, se fac anumite lucrări de conservare și de reabilitare și nu este deschis publicului larg, dar dacă ajungeți prin Timișoara, ca și recomandare, să luați în calcul și vizitarea acestui edificiu. Zona Banatului este o zonă bogată în obiective turistice. Noi am încercat astăzi să vă prezentăm câteva din municipiul Timișoara. Ele sunt mult mai multe, iar dacă ajungeți prin municipiul reședinței de județ al județului Timiș, vă recomandăm să parcurgeți acest oraș frumos, curat. O altă atracție, apropo, o reprezintă și o plimbare pe Bega cu vaporașul. Se organizează astfel de plimbări și merită o excursie pe Bega, așa cum este și numit orașul de pe malurile Begei, Timișoara. De aici noi vom pleca și ne vom deplasa pe itinerariul nostru prin România. Următorul punct de oprire va fi municipiul Oradea și obiectivele din jurul acesteia. Stațiunea Felix, stațiunea 1 Mai, iar pe traseu, dacă vom găsi ceva interesant până la Oradea, să vă prezentăm, o să o facem cu mare plăcere. Deci de aici, din Timișoara, vă urăm toate cele bune și ne revedem la următoarea noastră oprire.